Zilele trecute, în spațiul public au apărut mai multe fotografii în care se vede cu ochiul liber aglomerația de la serviciul permise și înmatriculări. Este prima dată când ai sala? Da. Și este aglomerat? Se pare că este aglomerat? Nu prea. Destul de oameni. Sunt puțini oameni aici. Te-ai programat? Ai programare? Da, am programare de câteva săptămâni. Ai venit însoțit? Da, cu tatăl meu. De ce ați venit astăzi aici? La sală. Este prima dată? Nu. Și cum vi se pare, este aglomerat astăzi? Așa și așa. Au fost și dăți în care era mult mai aglomerat. Da. Și veniți însoțită? Nu. Ai venit să dai sala? Da. Este pentru prima dată? Și ai emoții? Puțin, nu foarte multe. M-am pregătit destul de bine, poți. Ai mai venit aici cu prietenii sau nu este prima dată? Și cum se pare, se aglomerat? Da, e destul de aglomerat, nu știu. Da. Ai venit însoțit sau e singur? Da, cu tata, deci. Venim pentru sală? Da. Nu, eu am deja permis. Eu am venit. Ai venit însoțit? Da. Este prima dată când ai sala? A doua oară. Și cum se pare, este aglomerat? Este aglomerat, da. Și prima dată a fost la fel? Da. Mult mai aglomerat. Da. Sunteți programată? Nu. Ați venit așa, dacă nu puteți să dați? Nu știu ce să zic. Eu intru când e pentru examinări, pentru re-examinări, cum s-ar zice. Adică nu e prima dată când vin. Reacția autorităților răspunzătoare nu a întârziat să apară. Într-un interviu acordat echipei Canal Sud, Eugen Ilie, subprefectul județului Călăraș, a explicat cum stă de fapt situația. Oamenii așteaptă foarte mult pentru că și activitatea serviciului este una extrem de complexă. Fie că vorbim de înmatriculări, radieri, autorizări provizorii, cât și partea de permise și examinări. Și atunci e firesc, executându-se și foarte multe operațiuni, să vină și foarte multă lume. De multe ori vin însoțiți. Și atunci nu se creează aceste cozi. 70% din activitatea serviciului se face în mediul online. Sunt și oameni care, după cum știți și dumneavoastră, nu sunt atât de familiarizați cu mediul online și de multe ori le e mult mai ușor să vină să ceară o consultație la fața locului și atunci oamenii sunt obligați să le o acorde și ăsta este un aspect. Cam astea sunt problemele. E și o perioadă în care vin foarte mulți cetățeni din străinătate și atunci vin să-și preschimbe permisul chiar și pentru înmatriculări și de obicei în această perioadă e o aglomerare, să spun așa. Ați menționat faptul că este un volum foarte mare de muncă, dar există suficienți angajați? Conform ultimei organigrame, am mai avea nevoie de cel puțin 4 posturi. Ei s-au organizat, să spunem așa, lucrând și în weekenduri. În momentul în care se ajunge să se treacă de o perioadă anume, cel puțin la înmatriculării, lucrează și în weekend ca să se compenseze și cumva să se reducă acest termen. Referitor la schimbarea sediului, când se va produce? Din informațiile pe care le am pentru serviciul de pașapoarte, procedura se află deja la minister, iar pentru serviciul de înmatriculări lucrăm la ea.